Comisia de Circulație a avizat favorabil închiderea mai multor tronsoane pentru evenimentele care vor avea loc cu ocazia zilelor Timișoarei. perioada 30 iulie, de la ora 22 până în data de 4 august la miezul zilei, mașinile nu vor avea acces pe strada academician Alexandru Borza, tronsonul cuprins între străzile Michelangelo și George Enescu, pe strada Gheorghe Andrașiu, tronsonul între bulevardul C de Loga și strada academiciană Alexandru Borza, pe strada Silviu Bejan, tronsonul cuprins între bulevardul C de Loga și strada academiciană Alexandru Borza, respectiv pe strada Strada Patriarh Miron Cristia, Petronsonul cuprins între bulevardul Dulce de Loga și Strada Academician Alexandru Borza. Nu sunt singurele restricții în traficul din Timișoara, atât în iulie cât și în august au loc lucrări pe calea Sever cu calea dorobanților, Strada Andrei Șaguna, Strada 1 decembrie și Strada Gheorghe Lazer. În zilele în care este caniculă, echipele companiei municipale lucrează noaptea și dimineața pentru a evita căldura de peste zi, inclusiv în nopțile de weekend. Lucrările trebuie finalizate până la începerea noului an școlar. Mai sunt în derulare și alte lucrări care fac ca pe unele străzi să se creeze aglomerație. Sunt în plină desfășurare și șantierele de pe Bulevardul Cetății, Calea Bogdăneștilor sau Calea Stan